Suntem la finalul pelerinajului în Israel. Vreau să vă mărturisesc că am avut un timp extraordinar, dincolo de așteptările noastre. Am vizitat multe locuri pe care le-am știut altfel, dar venind aici în Israel s-au așezat lucrurile atât de mult în vremea asta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care l-am avut de a fi împreună cu o echipă așa de frumoasă. Mulțumesc Domnului pentru că am cunoscut și grupul Oxentia și această organizație minunată care s-a ocupat de toată călătoria noastră. Aș vrea să vă spun că sunt acum într-un loc emoționant. Unul dintre cele mai liniștitoare locuri pe care le-am avut și le-am văzut în viața asta, pentru că aici, în grădina aceasta învierii, mi-aduc aminte de Domnul și Mântuitorul meu personal. De asemenea, mi-aduc aminte de moartea Lui pe cruce la câțiva metri de noi, de așezarea Lui în mormânt aici în spatele meu, dar mult mai mult decât atât, de măreața învierea Lui. Este Domnul și Mântuitorul meu personal și mă bucur așa de mult, am ajuns în această grădină minunată. Vreau să vă mulțumesc celor de la Oxentia pentru această posibilitate minunată de a aduce cât mai mulți români și nu numai, de a vizita locurile frumoase. Așa că, dacă ar fi să concluzionez, Oxentia Turism este o organizație atât de minunată, bine așezată, bine organizată, o organizație serioasă și merită să încercați și cred că toți pelerinii care au fost până în prezent pot să spună același lucru, abia așteaptă să se întoarcă înapoi. Fiți binecuvântați de Domnul, încercați și veniți să vedeți lucruri minunate în Israel.